Primarul Constantin Toma a dezvăluit astăzi o informație importantă în legătură cu preluarea secției de la Buzău a Spitalului CFR Galați. Așteptăm hotărârea de guvern pentru preluarea secției Spitalului CFR, de aici de la Spitalului CFR Galați, secția de la Buzău, pentru preluare ca viitor spital municipal, până vom realiza viitoarea clădire a spitalului sau viitoarele clădiri ale spitalului municipal, acolo unde a fost luat acel loc la ieșire din Buzău spre Spătar. Municipalitatea a reușit să îndeplinească punctajul minim necesar pentru preluarea secției și transformarea ei în spital municipal. Primul criteriu a fost să ai și forța financiară, puterea financiară să poți prelua acest spital, pentru că vor trebui făcute și investiții, atât în clădire cât și în echipamente, și cu siguranță vom avea ca prioritate acest lucru. În al doilea rând, să ai și o experiență medicală. Deci am justificat și am obținut punctajul minim, dar l-am obținut pentru că nimeni altcineva nu a dorit să ia acest spital. Acceptul Comisiei Interministeriale a fost obținut săptămâna trecută și, după ce va fi publicată hotărârea de guvern, vor putea începe demersurile pentru preluare și pentru transformarea în spital municipal. Organigram, o nouă organizare, o nouă conducere, pentru că conducerea este la Galați, așa cum știți în momentul ăsta, și pe urmă, bineînțeles, sper să o facem la timp, astfel încât împreună cu noua conducere să lucrăm la bugetul pentru anul viitor. Pentru construirea noului spital municipal, primarul vrea să organizeze un concurs internațional pentru proiectul tehnic prin Ordinul Arhitecților din România.